Binecuvântat să fie Domnul! Domnul este prezent! Psalmistul spunea așa, în Psalmul 103, binecuvântează suflete pe Domnul și tot ce este în mine să binecuvânteze numele Lui Cel Sfânt. Binecuvântează suflete în seara aceasta pe Domnul, că este aici prezent. Chiar și în mijlocul nostru, El este prezent. Biblia spune, unde doi sau trei se adună în numele Lui Iisus Hristos, El este prezent, frați și surori. Și îi mulțumim Lui pentru că El și-a făcut prezența în seara aceasta. Credem acest lucru. Spune în continuare, să nu uităm niciuna din, versetul 2, binefacerile Lui. În săptămâna aceasta noi credem că Dumnezeu a fost bun cu noi. Credem acesta?
Îi mulțumim lui Dumnezeu că a fost bun cu noi. Doamne, îți mulțumim de toate binefacerile. Doamne, că nu meritam, dar însă dragostea Ta a fost revărsată în viața noastră, în inimile noastre. Și câte au făcut Domnul pentru noi. Continuă salmistul și spune, care, următorul verset, îți iartă toate fără de legile. Câte fără de legi? Toate. Amin? Amin. Slăvit să fie El. El ne iartă absolut toate fără de legile. Și îți vindecă toate boalele. Slăvit să fie El. Domnul nostru este un Dumnezeu care este prezent. Și salmistul spunea, binecuvintează suflete, adică în lăuntrul tău, să-L binecuvintezi pe Domnul, că El este Cel care dorește și are numai lucruri bune pentru noi, cei care suntem copiii Lui. Haideți în seara aceasta să Îl binecuvântăm. Să-L binecuvântăm. De multe ori noi cerem lui Dumnezeu, Doamne, vrem anumite lucruri, Doamne, vrem să rezolvăm. Nu, haideți în seara aceasta să-I spunem, Doamne, vrem să Te binecuvântăm. Doamne, în seara aceasta vrem să Te binecuvântăm. Vrem să-ți mulțumim, să Te lăudăm, că ești vrednic de toată lauda. Ești vrednic de toată cinstea, pentru că în numele Tău ai făcut așa de multe lucruri, Doamne, ne-ai binecuvântat și câte lucruri au făcut pentru noi. Haideți și acum stăm să ne rugăm. Putem să ocupăm locurile. Dorim să-L binecuvântăm pe Domnul, Cel care, cum am zis, ne face multe bine. Și salmistul spune în salmul 3, dar Tu, Doamne, You're a shield, e scutul meu. În toate circumstanțele avem Dumnezeul nostru care este scutul meu. Tu ești slava mea. Ce cuvinte frumoase. Și Tu îmi înalți capul. Poate în seara aceasta am venit în casa lui Dumnezeu cu capul apăsat. Avem întristări, Dumnezeul nostru este Cel care ne ridică, frați și surori. Este Cel care ne iubește așa de mult și dorește așa de mult să ne vorbească și în fiecare zi, dar mai ales în timpul acesta dorim ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți, să vă binecuvinteze prin cuvânt, prin cântare și toate să fie spre slava și gloria Lui.
Dorim să continuăm lauda adresa Domnului și grupul va lăuda pe Domnul cu o cântare. Corul va lăuda și ei pe Domnul cu o cântare, după care, fratele Gabi, dacă aveți un cuvânt de mulțumire, Domnul să vă binecuvinteze. Orice-mi face, Doamne, orice-mi spune, fără Duhul Tău e goană după vânt. Și orice viață fără Tine acune, umple-ne acum, Iisus, cu Duhul Sfânt. Duhul Tău ne călăuzește, Doamne, în orice zi. Duhul Tău, mângâiere, dă-n vremile târzii. Duhul Tău, ne învață cum plăcut să ne rugăm. Duhul Tău, o, Doamne, așteptăm. Duhul Tău, ne călăuzește, Doamne, în orice zi. Duhul Tău, mângâiere, dă-n vremile târzii. Duhul Tău, ne învață cum plăcut să ne rugăm. Duhul Tău, o, Doamne, așteptăm. Și cum voi sta noi oare picioare, când ziua judecății va veni. Sunt încercări cum n-am mai fost sub soare, numai Duhul Tău le poate întări. Duhul Tău ne călăuzește, Doamne, orice zi. Duhul Tău, mângâiere, dă-n vremile târzii. Duhul Tău, ne învață cum plăcut să ne rugăm. Duhul Tău, o, Doamne, așteptăm. Duhul Tău, ne călăuzește, Doamne, zi. Duhul Tău, mângâiere, dă-n vremile târzii. Duhul Tău, ne învață cum plăcut să ne rugăm. Duhul Tău, o, Doamne, așteptăm. Stăm înaintea Ta, așteptând susurul plâng, umple-ne, Iisus, cu Duhul Sfânt. Stăm înaintea Ta, așteptând susurul plâng, umple-ne, Iisus, cu Duhul Sfânt. Stăm înaintea Ta, așteptând susurul plâng, umple-ne, Iisus, cu Duhul Sfânt. Duhul Tău ne călăuzește, Doamne, în orice zi. Duhul Tău, mângâiere,
Miluiește, Doamne, în orice zi. Duhul Tău mângâiere dă în vremile târzii. Duhul Tău ne învață cu plăcut să ne rugăm. Duhul Tău, o, Doamne, așteptăm. Duhul Tău, o, Doamne,
Dragi frați și surori, mi-a fost dor să vin să ne întâlnim unii cu alții în seara aceasta. A trecut o lună jumate de când nu ne-am mai văzut fetele, v-am urmărit de acasă pe internet, dar seara aceasta, simțindu-mă ceva mai bine, am zis să vin împreună cu soția la adunare din nou. Slăbit să fie numele Domnului! În cuvântul lui Dumnezeu găsim atâtea cuvinte care ne îmbărbătează, care ne ajută și în Ieremia 17, cu versetul 7, cuvântul Domnului zice că e binecuvântat omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul. Slăvit să fie numele Domnului! Prin toate câte am trecut, Domnul a fost nădejdea mea, nădejdea dumneavoastră, a tuturor, și doresc ca Dumnezeu să ne întărească și să ne dea biruință prin toate furtunile și prin toate valurile. E adevărat că când trecem prin necazuri, prin boli, prin suferință, ajungem chiar în spital, venim înapoi acasă, poate suntem înapoi din nou duși, credința noastră nu se întărește de multe ori ce slăbim și cât suntem. Dumnezeu să ne binecuvânteze cu veghere. Un singur verset sau două mă leg de el, după care vreau să închei. Îmi place așa de mult cuvintele Domnului care le găsim scrise în Isaia, în capitolul 38, cu versetul 1. Un împărat cu nume Ezechia era bolnav pe moarte. Nu găsim scris nicăieri în cartea aceasta că cineva l-ar fi înconjurat și că s-a rugat biserica pentru el, dar a avut pe unul care a fost de partea lui în cele mai grele clipe Domnul, când l-a trimis pe prorocul Isaia și i-a spus: pregătește-te că ai să mori. Și Ezechia s-a întors cu fața la perete, a făcut Domnului următoarea rugăciune: Doamne, adu-ți aminte că am umblat înaintea Ta cu credincioșie și inimă curată și am făcut ce este bine înaintea Ta. Și Ezechia a vărsat multe lacrimi, slăvit să fie numele Domnului. Dacă ne regăsim în seara aceasta, în versetele aceștia, oricare, tânăr, bătrân, aici sau acasă sau în altă parte, haideți, frați și surori, să trăim așa, să umblăm așa și să fim gata pentru ziua când vine Domnul să ne ia, să ne aducă acasă. Slăvit să fie numele Domnului. Mă opresc aici. Vreau să aduc mulțumire tuturor fraților, surorilor care v-ați rugat pentru mine și pentru familia mea. Mulțumesc tuturor fraților care m-au căutat acasă, care și-au putut permite să aibă timpul liber. Mulțumesc tuturor care v-ați rugat pentru mine aici la adunare. Dumnezeu să vă binecuvânteze și să vă răsplătească cu viață veșnică. Poate online se uită și alții. Mulțumesc celor de la Biserica Golgota din Chicago, din Ghiroda, din Austria, unii păstorită de cumnatul de 3 ani la Neudach, pentru toți care m-au purtat în rugăciunii, dovada tuturor lucrurilor care vedem că se împlinește, a rugăciunilor că sunt ascultate, sunt în seara aceasta în mijlocul dumneavoastră. Și dacă arat puțin mai vește la față prin cât am trecut, asta e viața, pe aici trecem toți. Astăzi suntem sus, mâine suntem jos, fiecare trecem prin tot felul de probleme. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Încă o dată, mii de mulțumire pentru toți frații și surorile. Vă rog, rugați-vă în continuare pentru mine. Nu s-a gătat valurile și furtunile prin care trecem. Eu mă rog cu soția de acasă pentru toate familiile, pentru toate cauzele care le știm că sunt în biserică și continuăm să mijlocim înaintea Domnului. Vă mulțumesc încă o dată și binecuvântarea Domnului să fie peste toată adunarea. Amin. Domnul să vă binecuvinteze, să vă țină sănătos, plin de râvnă pentru Domnul și să vă binecuvinteze toată casa dumneavoastră, fratele Gabi, sora Lucreția și toată familia voastră. În continuare, fratele Cornel Pop va lăuda pe Domnul cu o cântare, grupul de laudă și închinare și ei vor lăuda pe Domnul după fratele Cornel, corul, pare iar grupul în timpul acesta de laudă și închinare. Vom face și colecta din seara aceasta, pe care Domnul să binecuvinteze pe fratele Raul ca și mesager în seara aceasta, Domnul să vorbească prin el și inimile noastre să fie deschise, să fie un pământ bun care să primească sămânța cuvântului și să aducă rod în viața noastră. Domnul să fie binecuvântat. Amin. Amin.
Iisus pe tron coronat. Iisus în toate cernite. Iisus același tu rămâi. Iisus ești Domnul Domnilor, Iisus al nostru Salvator, Iisus fii veci glorificat, Iisus. Iisus ești Domnul Domnilor, Iisus al nostru Salvator, Iisus fii veci glorificat, Iisus. Iisus, cerul ai lăsat, Iisus, la slavă ai renunțat, Iisus, la lume ai venit, Iisus, Hristos disprețuit. Iisus, ești Domnul Domnilor, Iisus al nostru Salvator, Iisus fii veci glorificat, Iisus. Iisus, ești Domnul Domnilor, Iisus al nostru Salvator, Iisus fii veci glorificat, Iisus. Iisus, ce mult tu ne-ai iubit, Iisus, la cruce ai murit, Iisus, trei zile îngropat, Iisus, din morți ai Iisus al nostru Salvator, Iisus fiind veci glorificat, Iisus.
visuiesc pe înțelepciunea lor și nu se visuiesc pe puterea lor, dar noi ne visuim, dar noi ne visuim, dar noi ne visuim pe puterea Domnului. Și mă ridic în numele lui Iisus, mă ridic de biruință mă dați și nu voi renunța, că știu că Domnul e de partea mea. Și mă ridic în numele lui Iisus, mă ridic ca un steag de biruință mă dați și nu voi renunța, că știu că Domnul e de partea mea. Dacă ești căsut și vrei să te ridici, în putere ai slăbit și nu mai poți păși, ridică privirea sus, El nu te va lăsa. El așteaptă ca să spui, mă voi ridica. Să mă lăsați și nu voi renunța, că știu că Domnul e de partea mea. Și mă ridic în numele lui Iisus, mă ridic ca un steag de biruință, mă lăsați și nu voi renunța, că știu că Domnul. Mă va sprijini doar brațul tău ce sfânt, doar brațul tău ce sfânt, doar brațul tău ce sfânt, mă va ridica. Și mă ridic în numele lui Iisus, mă ridic ca un steag de biruință, mă știu că Domnul e de partea mea. Și mă ridic în numele lui Iisus, mă ridic ca un steag de biruință, mă las și nu voi renunța, că știu că Domnul e de partea mea. Și mă ridic în numele